Bună și bine v-am regăsit! Am revenit cu un nou clip, mai exact cu un unboxing al beauty box-ului de la Peek & Dazzle din această lună. Este acel abonament în cazul căruia poți să-ți alegi singur produsele, lucru pe care eu l-am tot făcut și o să vă explic imediat și de ce l-am făcut și nu m-am lăsat pe mâna specialiștilor să-mi aleagă produsele în baza acelui profil de frumusețe pe care îl completez. Așa cum v-am informat încă de la începutul acestor prezentări ale conținutului cutiilor de la Peek & Dazzle, mi-am propus ca în ultima lună de abonament, adică în iunie, produsele să le aleg pe baza comentariilor voastre prin care ați manifestat interes în privința anumitor produse, pe acelea pe care le voi constata ca fiind cel mai des menționate, le voi include în acea cutie și o voi dărui unei dintre voi, evident, în cadrul unui concurs. Asta înseamnă că mai am o lună în care eu mă voi bucura de produsele acestui brand, acestui concept, iar în luna iunie va fi pentru ultima oară când vor ajunge la una dintre voi. Ei bine, până atunci să vedem totuși ce mi-am ales pentru această lună. Evident că am mers din nou pe produse de skincare și o să vă explic imediat și ce am ales și de ce am ales. Conținutul acestei cutii din această lună, ce credeți că am eu în această cutie oare? Oare să fi trecut o lună în care să nu fi pus măcar un produs de la eCooking? Ei, nu cred. Dar veți afla imediat. Și imaginez că cei de la Peek & Dazzle s-au prins că au de-a face cu o fană eCooking și atunci mi-au atașat o mostră tot de la eCooking a unei creme anti-roșeață. Este o cremă pe care eu n-am văzut-o la ei în portofoliu în format full size, adică nu știu dacă poți să ți-o alegi în cadrul abonamentului, dar imaginez că din moment ce au mostre și dacă nu au acum, probabil că ea urmează să apară în cadrul acestor abonamente. Nu știu dacă vine să credeți, dar din nou vecinii mei au treabă, dar nu pot să cred, am stat toată ziua, am văzut că e liniște, că e bine, că e plăcut și am zis asta e zi de filmare și ce credeți? Am apăsat eu play, au apăsat și ei play la aspirator sau la ceva, nu știu. Un alt produs pe care l-am primit drept cadou de la cei de la Peek & Dazzle este această cutiuță care conține niște cremă de corp de asta strălucitoare, să arătăm bine acum când vine căldura. Mother Nature's Gift este o chestie pe bază de chestii naturale, după cum ar părea, adică o cremă de corp care are la bază ingrediente de origine naturală. Și chiar dacă nu sunt eu acum în situația în care să stau să mă dau cu creme de corp strălucitoare, o să o testez totuși în direct pentru a vă arăta cum arată. Să vă arăt cum arată. De miros, miroase foarte bine, are un miros plăcut, discret, nimic deranjant, nimic puternic, nimic prea dulce, nimic prea floral. Haideți să vedem și cum arată ea pe mâini. Și trebuie să vă mărturisesc că din ceea ce observ pe mâna mea nu sunt niște particule din alea foarte vizibile și evidente. Nu, mai degrabă aș zice că această cremă are un efect iluminator, nu strălucitor, așa aș vedea eu, dar este foarte faină, hidratează foarte bine și intră repede în piele, adică mi-a rămas așa doar o peliculă catifelată, dar nu nimic gras sau care să mă deranjeze. S-ar putea să caut produsul și să mi-l comand luna viitoare în format mare, ce ziceți de asta? Și la fel cum voi căuta și această cremă de la eCooking, dar sincer, eu pe eCooking sunt mereu cu ochii și n-am observat-o încă, dar cine știe, poate până luna viitoare voi avea o surpriză și voi găsi crema în format full size. Mai departe, ce am mai luat? Cred că am luat și acest produs. Din nou, am dubii în ceea ce îl privește. De ce? Pentru că, în general, eu mi-am legat cele câteva produse care îmi plac, care mă interesează în luna respectivă și la final mai rămân niște credit, de care știi cum e, mai punem ceva în coș ca să îl umplem în totalitate. Posibil ca acest produs să fie unul din acea categorie, pentru că nu mi-amintesc să-l fi luat, dar probabil că de asta nu mi-amintesc, pentru că a fost ceva spontan și de care nu eram, să zicem, neapărat interesată, ci a fost pus ca să fie. Este o cremă de corp cu piper roz. Asta sună bine. Ambalajul arată delicios, asta trebuie să recunoaștem. Haideți să vedem și mirosul. Mirosul este ceva clasic, aș zice, dacă există un astfel de miros, adică n-aș ști să-l asociez cu ceva. Cred că mă duce un pic cu gândul la crema Nivea, nu foarte, adică nu este crema Nivea, dar mirosul în zona aceea parcă m-ar duce. Bine, una peste alta, nu prea îți mai dai seama. Da, deci pe piele, parcă acum mi-a venit așa niște note citrice. Eu mă pricep și foarte tare la astfel de lucruri, așa că nu v-aș recomanda să vă lăsați în baza mea, pentru că eu nu știu să descriu deloc parfumurile.
Dar este un miros plăcut, acceptabil. Îmi place că și acesta pare că se absorbe destul de repede în piele, ținând cont că aveam deja stratul de la cealaltă loțiune și în continuare mâna mea arată ok, adică nu simt nimic gras, o simt doar așa hidratată și catifelată. Pentru că acest brand Frudia mi-apare tot mai des și găsesc tot mai multe păreri bune despre el, am hotărât să-mi iau și varianta cremei cu rodie, pentru că data trecută mi-am luat-o pe cea cu citrice, cred. Și acum am zis eu și pe aceasta cu rodii. Știți că au aceste ambalaje absolut delicioase. Sunt și ele unul dintre motivele pentru care mă îndrept către acest brand. Pentru că, da, eu încă mă mai las cucerită de ambalaj în anumite situații, cum ar fi și în cazul cremelor. Uitați cât de drăguț arată și cât de interesant. Sper să fie și produsul pe măsură. Evident că despre toate aceste produse pe care eu vi le... și îmi place că îți dau și... linguriță, am primit și la celelalte și mi-am adus aminte că este important de menționat și acest lucru. Toate aceste produse pe care eu mi le-am ales prin cadrul acestor cutii, eu voi reveni cu impresii despre produsele în sine în clipuri viitoare, atunci când voi reuși să le încerc, pentru că, așa cum știți, din fericire, într-un fel, am ocazia să testez destul de multe produse, pe unele le primesc, pe altele dau banii. Și mi-este destul de greu să vin așa imediat cu o părere despre ele, pentru că, vedeți, prima impresie care e, cum miroase, dacă e cazul să miroase, că ar fi de preferat să nu în cazul produselor pentru față, iar apoi vorbim despre texturi, dar mai mult de atât, într-o primă fază nu pot să spui despre un produs. Ce credeți că am mai cumpărat? Un nou peeling de la eCooking. Trebuie să vă mărturisesc că am avut impresia atunci când l-am ales că este full size. Și în ideea asta l-am luat, am crezut că este o cremă mare, din acela 50 ml. Credeam că îmi fac dita mai stocul de peeling de la eCooking. Dar nu, văd că este tot varianta aceasta mică, dar este binevenită. Practic în momentul ăsta cred că am vreo 3. Asta înseamnă că practic am o cutie. Am un recipient full size, am și un recipient full size dintr-o altă cremă, de la Skin. Este o cremă despre care am citit păreri bune. Este un brand care se fabrică în Olanda, dar am văzut niște review-uri foarte bune la aceste creme și acesta este motivul pentru care am hotărât să mi-o iau și eu, să văd dacă lucrurile stau chiar așa cum spun ei. Este o cremă de zi anti-rid care are și un SPF 15. Nu este suficient acest SPF, adică dacă vreți într-adevăr să vă protejați tenul de razele soarelui, dar mai ales de efectele nocive ale acestora, cel mai bine ar fi să apelați la un produs cu o protecție mai ridicată pe care să-l aplicați într-o cantitate ceva mai generoasă. Și dacă ați crezut cumva că am încheiat cu eCooking, ei bine nu, pentru că am găsit pe site-ul celor de la Pick & Diesel această variantă nouă, sau nu știu dacă e nouă, dar oricum este diferită cel puțin ca ambalaj. Mi-a plăcut mult ideea aceasta de cremă cu pompiță care nu permite pătrunderea aerului, asta cumva o, să zicem că îți poate garanta o conservare mai bine a produsului, nu este obligatoriu pentru că în mod normal un produs bine formulat, chiar și în cazul în care este cu acel căpăcel care permite pătrunderea aerului destul de abuziv, chiar și în cazul acelor produse, dacă formulele sunt bine gândite, ele au în compoziția lor ingrediente, conservanți care să le ajute să se mențină ok și în acele situații. Adică eu nu aș pune la zid o cremă doar pentru care capac și permite pătrunderea aerului, însă recunosc că mă atrag și mă încântă astfel de ambalaje cum este în cazul acesteia. Zice că este o cremă care se pretează oricărei perioade a zilei, adică și ziua și noaptea, asta pentru că nu are protecție solară. Trebuie în schimb să recunosc că mă surprinde un pic neplăcut prin faptul că observ că la final de listă, într-adevăr, are parfum, lucru pe care știam, despre care știam că nu prea apărea în produsele celor de la eCooking, dar probabil că s-au adaptat și ei pieței pentru că în general, clientul nostru, stăpânul nostru este valabil și în cazul formulării anumitor produse și încă sunt persoane care atunci când își aleg o cremă pun accent, pun preț și pe mirosul acesteia și probabil că de-aia vin cu aceste variante, mai ales că știu că ei au un portofoliu și produse pe care le scot în ambele variante pe piață, adică și cu parfum și fără, probabil tocmai pentru a mulțumi pe toată lumea. Iar la final vreau să vă arăt cumva principalul motiv pentru care nici în această lună nu am lăsat specialiștii de la Pick & Diesel să-mi aleagă produsele și mi le-am ales din nou eu, pentru că am vrut neapărat să pun în cutie
acest produs, și anume acest ser de la Cougar, cred că așa se pronunță brandul. Este un ser pe bază de ulei, de lapte de măgăriță. Este un ser pe care eu l-am primit în primul produs comandat de la Pick & Diesel, și anume acel advent calendar. Este un ser pe care l-am dăruit cuiva și persoana respectivă s-a arătat foarte încântată de produs și a dorit să mai aibă, și atunci am zis ok, o să comand produsul în dublu exemplar ca să aibă ocazia să se bucure de produs pe o perioadă mai îndelungată. Așadar, eu n-am încercat produsul, dar persoana care a avut ocazia să se bucure de el s-a arătat foarte încântată și prin urmare, faptul că l-a vrut din nou înseamnă că produsul chiar face ceva și face ceva bine. Și pentru că cumva am prins încredere în brand prin intermediul acestei persoane, mi-am ales și un produs de la acest brand pentru păr. Este vorba despre un fel de balsam de păr pe bază de keratină care ar fi ideal pentru părul uscat și deteriorat. Eu în permanență iau astfel de produse pentru că coafându-l destul de des pe lungime el tinde să fie uscat. Pe lângă asta am un păr care are o ușoară tendință de ondulare și atunci automat prin natura lui are și această tendință de uscare pe lungime. Trebuie să mă mărturisesc că sunt chiar curioasă în privința produsului. Mie îmi plac mult produsele pe bază de keratină să le folosesc mai ales atunci când vreau să îmi îndrept părul, pentru că dacă într-adevăr sunt eficiente și fac treabă bună, ajută foarte mult părul atunci când vine vorba despre a-l îndrepta. Și cam acestea au fost alegerile mele din această lună. Mi-ar plăcea mult să-mi spuneți în comentarii dacă vi s-a părut vreun produs interesant, dacă v-a stârnit interesul sau curiozitatea măcar. Și de asemenea să mai spuneți tot ce vreți voi. În principiu v-am spus, aștept comentariile voastre cu privire la produsele cele mai interesante pe care le vedeți în cutiile mele sau de ce nu pe care le vedeți pe site-ul celor de la Pick & Diesel. Până la urmă nu este obligatoriu să le vedeți la mine. După cum vedeți, eu mă îndrept mai mult spre produse de păr sau de îngrijire a tenului, pentru că în privința celor de machiaj sunt cumva supra-saturată și nu mă mai îndrept cu la fel de mare ușurință sau nu mai am același interes în ceea ce le privește, pentru că nu prea mai am ce să fac cu ele. Așadar, aștept comentariile voastre cu mare interes și ne revedem cât se poate de curând. Pa, pa!